dimineața, bun venit tuturor, doamna președintă, domnilor consilieri, domnul prefect, stimați colegi, suntem astăzi aici la inițiativa Consiliului Județean Vrancea de a invita pe doamna președintă a Agenției Naționale de Achiziții Publice, doamna Iuliana Fesling-Bov, pentru a ne da câteva sfaturi, idei și a ne împărtăși din experiența dumnealor ce înseamnă achizițiile publice centralizate. Eu am crezut că noi, Vrancea, suntem printre cei care am început această campanie, să zicem așa, sau am fost pionierii acestui demers de a înființa o unitate centralizată de achiziții, dar în discuția pe care am purtat-o cu doamna președintă, am înțeles că suntem undeva pe locul 3 sau 4. Au fost alte județe care ne-au furat startul, să zic așa. Noi, pe vremea domnului Bostan, când era președinte acolo, am mai avut niște întâlniri la nivelul județului Vrancea, dar uite că nu le-am continuat și e bine că nu suntem nici la urma clasamentului, chiar dacă suntem județul cu V, să zicem așa, în ordinea alfabetică. Această instruire pe care astăzi o desfășurăm la Consiliul Județean Vrancea cu colegii din Serviciul de Achiziții al Consiliului Județean, cu colegii din instituțiile deconcentrate din subordinea Consiliului, cu colegii din primării care sunt în online, în jur de 150 de persoane vor fi astăzi în direct cu dumneavoastră. Sper ca în urma acestei instruiri, acestei discuții, să ne canalizăm ideile și să ajungem la un numitor comun, în așa fel încât toată lumea să știe ce are de făcut în continuare pe linia achizițiilor. Achizițiile, compartimentul, serviciul achiziției este deosebit de important într-o instituție, pentru că știm cu toții, suntem monitorizați nu numai de presă, cei care sunt prezenți acum aici, și de presa centrală, și de presa locală, dar în primul rând e vorba de banul public pe care trebuie să-l cheltuim așa cum cheltuim banii noștri de acasă. Cu multă, multă atenție. Îmi cer scuze că doamna subprefect aici în față și n-am nominalizat-o încă de la început. Cu asta fiind zise, domnule prefect, dacă vrei să spuneți câteva cuvinte, sau doamna președinte. Da, la doamna președinte durează mai mult, sigur, și de asta am spus. Că... Da, mulțumesc, domnule vicepreședinte, bună ziua tuturor și din sală și din online. Dincolo de faptul că știu și ce înseamnă administrație, știu ce înseamnă și partea de achiziții, într-o anumită măsură, bineînțeles. Și, într-adevăr, este unul din departamentele esențiale în cadrul oricărei instituții publice, bineînțeles, inclusiv în Consiliul Județean. Proiectul pe care astăzi îl aveți într-o primă conferință ca idee și dezbatere și după aceea să vedeți în funcție de feedback-uri și de angajamentele celorlalte instituții dacă va fi viabil certificarea unei astfel de unități centralizate la nivelul județului Vrancea, este unul care merită toată atenția. Doar că trebuie să avute în vedere câteva chestiuni tehnice și care trebuie foarte bine delimitate, definite și după aceea asumate de către autoritatea Consiliului Județean, pentru că una din condiții este că această unitate centralizată de achiziții publice
va fi un departament, un serviciu distinct de serviciul actual de achiziții publice, cu funcționari din cadrul instituției, sau se poate achiziționa și din zona privată să se gestioneze de către un operator privat. Dar cred că nu ăsta este interesul Consiliului Județean, decât te înțeleg. De aceea, pe aceeași anvelopă de funcționari publici de la nivelul Consiliului Județean, trebuie avut în vedere o reorganizare și identificați specialiștii cei mai buni, pentru că având o astfel de unitate centralizată, ea, dincolo de, bineînțeles, intenția bine gândită pe de o parte, dar și de bună credință pe de altă parte, de o eficientizare a cheltuirii banului public, trebuie avut în vedere ca să nu creăm și blocaje, pentru că o știți foarte bine, din păcate, achizițiile, fiind un domeniu foarte complex, cu o legătură cu toate departamentele, direcțiile și serviciile dintr-o instituție, nu are singur pârghiile necesare pentru a începe și aduce la sfârșit o achiziție publică. Vă dați seama că, din punct de vedere al achizițiilor centralizate, aici complexitatea este una și mai mare, pentru că țin și de celelalte instituții. Și dacă sunt achiziții care nu funcționează doar ale instituției Consiliului Județean, și aici nu mă refer decât la Vrancea Curată, care din păcate văd că se tot amână, vă dați seama să fiți, de aceea trebuie foarte bine analizat, cât de bine puteți să implementați această idee, repet, bine intenționată și care trebuie implementată, dar care sunt posibilitățile ca astăzi să o implementați, să fie și eficientă, în sensul că atunci când faceți achiziții centralizate, ele se corespundă nevoilor instituțiilor sau autorităților publice locale care doresc să acheseze la acest proiect. Din punctul meu de vedere, este o analiză care trebuie foarte bine gândită de către specialiști, de funcționari, cei care aplică legislația la zi, în domeniul achizițiilor publice, și după aia a avut o discuție și cu celelalte autorități publice și să vedem dacă achiesează la o astfel de entitate care, în fond și la urma urmei, ar putea să aducă beneficii în sens de a achiziționa aceleași bunuri la prețuri scăzute, făcându-le într-un sistem centralizat. Dar pentru asta, repet, trebuie trecute de anumite bariere administrative și, așa cum știți, autoritățile locale au o anumită autonomie și așa mai departe și trebuie să avem în vedere toate aspectele care țin de legislația de funcționare pe de-o parte a autorităților publice, a instituțiilor subordonate sau deconcentrate din județul Vrancea și după aceea și de legislația în domeniul a achizițiilor publice. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamne prefect! Vă rog, doamna președintă! Tuturor. Face deosebită plăcere să mă aflu alături de dumneavoastră. Nu așteptam să fim atât de mulți. Sunt foarte mulți, înțeleg, și că în online. De aceea mă felicesc că am ceva emoții în fața unei asemenea audiențe. Așa cum spuneam, mă bucur să mă aflu alături de dumneavoastră în calitate de organizator al acestei prime conferințe din număr de 16, ce vor urma, organizator alături de Consiliul Județean Vrancea. Domnul vicepreședinte spunea că o să vă explic ce înseamnă achizițiile publice. Vom avea o discuție tehnică, detaliată. Lucrul acesta se va întâmpla cu colaboratorii noștri, cu experții care au oferit asistența tehnică în cadrul și oferă asistența tehnică în cadrul acestui proiect. Eu vă fac o scurtă prezentare despre ce înseamnă unitățile centralizate de achiziții publice și ce ne-am dorit, ce ne-am propus noi să se întâmple cu acest proiect. În cadrul acestui proiect,
au fost deja înființate 3 unități centralizate de achiziții la nivel național, Sibiu, Harghita și Timișoara. Acestea sunt funcționale, s-au semnat deja acorduri cadru centralizate pentru produse de birotică. Chiar luni am fost la Harghita, unde am oficializat și am sărbătorit semnarea primului lor acord cadru în cadrul acestei unități centralizate. O achiziție realizată cu succes alături de experții, de colaboratorii noștri din cadrul băncii BEI-ului. O achiziție, cum spuneam, realizată rapid și cu succes, nu? În condiții de eficiență și legalitate. După acestea, a doua etapă a acestui proiect presupune realizarea a 8 foi de parcurs pentru alte posibile 8 unități centralizate de achiziții publice. Din aceste 8 foi de parcurs vor fi selectate, în baza unor criterii stabilite, alte patru unități centralizate care vor fi înființate cu asistența tehnică oferită de către ANAP și partenerii noștri din cadrul BEI-ului. Acestea vor deveni operaționale în viitor. Deci acum sunteți candidați, ca să zic așa, dar au parcurs o parte importantă din acest proces. În această etapă este etapa în care se promovează și se aduce la cunoștința publicului ce înseamnă aceste unități centralizate, ce înseamnă acest instrument și ce ar trebui el să aducă în plus față de ceea ce există în momentul de față în sistemul de achiziții publice. Avantajele sunt, în primul rând, derularea unor proceduri centralizate, așa cum este și denumirea acestui instrument, unitate centralizată pentru achiziții. Se vor realiza achiziții publice centralizat la nivel județean, chiar și regional, în funcție de cum se organizează și de cum optează fiecare candidat în parte, achiziții de produse, servicii și chiar și lucrări. Produse și servicii în primă fază, până se capătă experiența necesară. Cel puțin acesta a fost gândirea până la acest moment. Însă fiecare unitate centralizată își stabilește propriile priorități și propriul parcurs. Avantajele, în afară de realizarea unei achiziții centralizate, este de realizarea rapidă a achizițiilor și de, în principiu, de cheltuirea banului public în condiții de eficiență, mai pe scurt, economii pentru banul public. Pe lângă gestionarea eficientă a procedurilor și obținerea unui nivel de calitate crescut a produselor, serviciilor și eventual a lucrărilor. Cam aceasta ar fi în linii mari ceea ce presupune acest proiect. Așa cum vă spuneam, vor urma un șir de 16 conferințe, acesta fiind prima, sunteți deschizători de drumul în această etapă. Suntem care și mai plin la acela. Da, sigur că da. Fiecare dintre noi este primii la acela. ANAP-ul va acorda asistență tehnică în continuare pe parcurs și după înființarea acestor achiziții, unități centralizate, așa cum vă spuneam, pe parcursul derulării procedurii, înainte de derularea procedurii, de aprobarea documentației, pe parcursul derulării procedurii și ulterior.
în afară de această asistență, oferim și instruire și suport în general pentru tot ce înseamnă acest demers. Vom fi alături de partenerii noștri, pentru că sunteți partenerii noștri și dumneavoastră, cel puțin până în 2025, pentru că prin PNRR avem ca țintă în anul 2025, la nivel național, să existe 7 unități centralizate de achiziții funcționale. Așadar, până în 2025 ne veți avea parteneri pe noi și, cel mai probabil, și pe partenerii noștri care sunt Banca Europeană de Investiții și experții de la Ernst & Young, alături de care, în principiu, ați lucrat până acum. Partea tehnică și tot ce înseamnă aceste foi de parcurs și tot ce s-a întâmplat până acum și urmează să se întâmple, va fi prezentată de către, partenerii noștri. Vă mulțumesc și dumneavoastră vă urez succes și perseverență. Da, mulțumesc și eu pentru faptul că sunteți aici și că ne veți fi parteneri. Așa cum ați spus, cea care va continua să ne vorbească în cadrul conferinței este doamna Simionescu, nu? O să vă rog să vă prezentați dumneavoastră, că nu ne cunoaștem foarte bine. Bună dimineața din nou! Și mai întâi de toate mulțumim, doamnă președinte, domnule vicepreședinte, domnule prefect, pentru stabilirea contextului general al acestui eveniment. Și spun asta în mod explicit, pentru că nicăieri, în celelalte state ale membre ale Uniunii Europene, unde avem deja experiență în ceea ce înseamnă achizițiile publice centralizate, acestea nu au putut fi realizate fără sprijin și fără înțelegere, fără percepere și acceptare la nivel politic. Faptul că în deschiderea acestei întâlniri în județul Vrancea avem parte de sprijin la nivel politic oferă o garanție de aliniere a ceea ce înseamnă o perspectivă, nu neapărat o garanție, să fim rezervați, o perspectivă foarte bună pentru ceea ce înseamnă realizarea de achiziții în condiții de eficiență și mai economică prin raportare, la momentele în care nu am inclus încă acest concept în totalitatea sa în sistemul de achiziții publice din România. Și, domnule vicepreședinte, nu puteți să spuneți că sunteți la coadă, sunteți printre primii, vă spun din perspectiva omului care a participat la acest proces de selecție pentru ceea ce înseamnă aceste unități de achiziții publice centralizate. Și poate este corect să precizăm că toate aceste activități se realizează atunci când există proactivitate din toate părțile. Cu alte cuvinte, nu este suficient să discutăm despre un context general, este nevoie de efort și faptul că suntem prezenți într-un număr atât de mare și că avem sprijin din punct de vedere al ideii, aș preciza că aș putea să spun de fapt că este meritul celor care, din punct de vedere tehnic, s-au preocupat de acest concept aici, și mă refer în mod explicit la doamna Cărăbor. Cum am precizat, e nevoie de voință politică, e nevoie de acceptare politică, este nevoie de înțelegere la nivel politic a acestui concept și de suport tehnic semnificativ, așa cum am auzit. Sigur că discutăm în principiu de achiziții doar în momentele în care nu ne plac anumite lucruri în achiziții. Dar poate e bine să schimbăm abordarea din punct de vedere a modului de prezentare a feței achizițiilor și acesta este unul din evenimentele care își propune să arate și aspecte pozitive pentru ceea ce înseamnă achizițiile publice în mod special și achizițiile publice centralizate, în mod general iertare și achizițiile publice centralizate în mod special. Am reușit să facem astfel trecerea de la ceea ce înseamnă contextul general al evenimentului la contextul specific al evenimentului și înțelegem că discutăm astăzi despre ceea ce înseamnă
conceptul de achiziții publice centralizate, așa cum a fost el, să spunem așa, implementat cu mulți ani în urmă în alte state membre a Uniunii Europene, așa cum este promovat prin directivele în achiziții publice la nivelul Uniunii Europene și așa cum este transpus și în legislația din România. Pentru aceasta vedem pe ecran în acest moment agenda evenimentului ca atare, principalele aspecte pe care le discutăm astăzi și cum am precizat, după ce finalizăm aspectele de introducere, respectiv de obiective, discutăm de conceptul de achiziții publice centralizate, despre centralizarea achizițiilor publice în România. Sigur că intenția noastră nu este să avem doar o transmitere de invitație, de informație, ci avem și momente în care vă invităm să analizăm împreună, să descoperim împreună tot ceea ce înseamnă provocări în achiziții publice în sistemul din România și pentru aceasta o să utilizăm interacțiunea cu domniile voastre. Discutăm de asemenea despre mecanisme de utilizare a serviciilor ce pot fi furnizate de unitățile de achiziții publice centralizate și nu în ultimul rând, să spunem așa, încercăm să împărtășim și experiența la nivel local în România. Sigur că e frumos, foarte frumos să ne uităm la bunele practici, dar până la urmă, ceea ce contează este ce facem noi aici, la noi acasă. Și asta este rațiunea pentru care acordăm în cadrul acestui eveniment timp și pentru ceea ce înseamnă împărtășirea experienței din unitățile de achiziții publice centralizate proaspăt înființate în România. De asemenea, încheiem cu ceea ce înseamnă aspecte specifice legate de planificarea înființării și operaționalizării unității de achiziții publice centralizate la nivel local în județul Vrancea. Desigur, așa cum ați auzit, avem participanți și online și aici față în față. Am auzit despre ceea ce înseamnă sprijinul politic și corect este să spunem că mai avem colegi din ANAP alături de noi, cei care au muncit la implementarea acestui concept, împreună cu reprezentanții Băncii Europene de Investiții, instituția financiară care acordă asistență tehnică pentru ceea ce înseamnă acest concept. Cristina, dacă dorești să adresezi câteva cuvinte, te rog. Mulțumesc, Violeta. Bună ziua tuturor. Pentru restul audienței, numele meu este Cristina Martin. Sunt lider adjunct de echipă din partea Băncii Europene de Investiții pentru programul de asistență tehnică pe care banca îl derulează pentru Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Printre alte teme, inclusiv pe tema promovării achizițiilor publice centralizate. Mă bucur că am ajuns astăzi la mai bine de un an de când am început colaborarea cu echipa Consiliului Județean Vrancea să prezentăm prin intermediul consultanților noștri terți, bineînțeles sub girul ANAP, rezultatele acestei munci, rezultatele unei serii de analize privind potențialul de centralizare a achizițiilor la nivelul Consiliului Județean, analize care au culminat în final cu formularea acestei foi de parcurs, a acestui plan de înființare a unității de achiziții publice centralizate la nivelul Consiliului Județean. În completarea sau întărind ceea ce s-a spus anterior de către ceilalți membri din panel, e clar că agregarea acestor nevoi de achiziții și centralizarea mai apoi a proceselor de achiziții pentru acele nevoi care pot fi, bineînțeles, standardizate, sunt până la urmă chestiuni firești de management sau ar trebui să fie chestiuni firești de management în administrația publică, având în vedere beneficiile clare asupra nivelului de economie, asupra costurilor administrative pe care le au autoritățile contractante atunci când derulează procese de achiziții în mod individual, asupra calității acestor procese și sper, e speranța noastră, care merge mai degrabă spre convingere, că și prin intermediul acestor prezentări și discuții de astăzi, cât mai multe dintre autoritățile contractante prezente în sală sau online vor înțelege aceste avantaje și vor
dori la viitor să beneficieze de serviciile acestei unități de achiziții centralizate de la nivelul Consiliului Județean. Vă mulțumesc pentru eforturile organizatorice și, bineînțeles, și cele tehnice anterioare și vă doresc mult succes în aceste discuții. Mulțumim! Așa cum am precizat, alături de noi avem și reprezentanții unităților de achiziții publice centralizate deja înființate și colegi de-ai mei, dar vor interveni pe parcurs atunci când este momentul și discutăm aspecte tehnice, respectiv împărtășim experiențe. Cred că am clarificat suficient din contextul general și specific, cred că este momentul să discutăm despre ceea ce înseamnă obiectivele evenimentului de astăzi și să intrăm în partea de conținut. După cum am auzit, intenția este să ne familiarizăm în, să spun așa, în linii mari, și mi-asum ce spun, că nu putem să facem asta în câteva ore, cu ceea ce înseamnă conceptul de achiziții publice centralizate, în special la nivel local. Intenția este de asemenea să diseminăm informații privind modul în care această unitate de achiziții publice centralizate este planificată a opera în cadrul județului Brancea și de ce nu să facem marketing acestui concept de unități de achiziții publice centralizate în intenția de a permite aderarea acestor unități administrative teritoriale, mai pe scurt și a comunelor, la ceea ce înseamnă serviciile furnizate de această unitate de achiziții publice centralizate la nivelul administrației publice din județul Vrancea. Cred că putem să începem acum cu ceea ce înseamnă înțelegerea, să spunem așa, în linii mari, a conceptului de achiziții publice centralizate. Cum am precizat, acest concept de achiziții publice centralizate este relativ tânăr, dacă putem să spunem așa. Nu este neapărat o preocupare, nu a fost o preocupare semnificativă la nivelul administrației din România în general, dar a fost o preocupare semnificativă la nivelul administrației din cadrul Uniunii Europene. Așa că aceste unități sunt utilizate sistematic în toate celelalte state membre ale Uniunii Europene de aproximativ 15 ani. Ca urmare a acestor experiențe, directiva care guvernează în acest moment tot ceea ce înseamnă activitatea de achiziții publice în Uniunea Europeană, dar și în România, a introdus explicit acest concept de unitate de achiziție publică centralizată. Desigur, România, în calitate de stat membru, a trebuit să realizeze o strategie în domeniul achizițiilor publice, pentru a demonstra aderarea la tot ceea ce înseamnă aspectele legate de politică și obiective stabilite în achiziții publice la nivelul Uniunii Europene. Aceasta este și rațiunea pentru care, în strategia în achiziții publice, avem direcții clare de acțiune pentru ceea ce înseamnă utilizarea unităților de achiziții publice centralizate la nivel central și la nivel local. Desigur, strategia a fost realizată cu mulți ani în urmă, începând cu 2014 și evenimentul de astăzi face parte efectiv din ceea ce înseamnă acest demers de implementare a strategiei în achiziții publice. Înțelegem astfel că e lung drumul, dar întotdeauna există finalitate atunci când discutăm de perseverență. Desigur, nu e suficient să fim perseverenți în ceea ce înseamnă acceptarea și implementarea conceptului de achiziții publice centralizate. Avem nevoie și de o bază legală și aceasta este rațiunea pentru care în legislația în achiziții publice găsim explicit referire la ceea ce înseamnă unitate de achiziție publică centralizată, ca fiind nu doar un instrument pentru realizarea de achiziții în condiții de eficiență economică și socială, dar de asemenea ca și formă efectiv de organizare în vederea realizării de achiziții publice centralizate. Cum am precizat, unitatea de achiziții publică centralizată ca și abordare este utilizată în celelalte state membre ale Uniunii Europene și modelele pe care le întâlnim în general sunt cele de angrosist sau de intermediar, ca să vorbim în termeni populari din viața de zi cu zi. Cu alte cuvinte, ne uităm la unitate de achiziție publică centralizată ca fiind o autoritate contractantă, ea însăși, însă este poziționată pe lanțul de aprovizionare înainte de autoritatea contractantă care este beneficiară.
Atunci când această unitate de achiziții publice centralizate definește rolul de angrosist, în practică aceasta cumpără, depozitează și revinde autorităților contractante. Sunt modele care funcționează pe această modalitate de abordare a achizițiilor centralizate în state precum Franța sau și în UK și Scoția. Desigur, o altă formă foarte populară de organizare a conceptului de achiziții publice centralizate este cea de intermediar. Și când discutăm de intermediar, discutăm de o organizație care, după ce centralizează necesitățile de la un număr de autorități contractante, lansează proceduri, fie pentru semnarea acordului cadru, fie pentru instituirea sistemelor dinamice de achiziții pentru autorități contractante. Desigur că prima întrebare, în termeni pragmatici, este dacă trebuie să fac procedură ca să ajung la serviciile furnizate de unitatea de achiziții publice centralizate. Răspunsul este nu, pentru că în conformitate cu legislația în achiziții publice, orice autoritate contractantă își îndeplinește obligațiile ce îi revin în temeiul legii 98 atunci când apelează la serviciile unității de achiziții publice centralizate. Poate acesta este unul dintre avantajele care este pe, în primă instanță, la primul moment, cel mai... să spunem așa, apreciat de autoritățile contractante, dar, desigur, niciodată nu trebuie să luăm o decizie doar pe primul impuls. Ce se întâmplă? Mă iertați, nu prea sunt obișnuită să vorbesc cu microfon. De regulă se prezumă că am plămânii sănătoși. Mergem mai departe. Ok, mulțumesc foarte frumos. Bun. Continuăm cu demersul nostru pentru ceea ce înseamnă înțelegerea modului și conceptului în care operează, să spunem așa, această unitate de achiziții publice centralizate și vedem în continuare o reprezentare grafică a acestui mod de funcționare a unității de achiziții publice centralizate. Prin raportare la o achiziție publică normală, la un proces de achiziție publică normală, atunci când discutăm despre achiziții publice centralizate, evident, unitatea de achiziții publice centralizate este implicată activ în ceea ce înseamnă pregătirea achiziției respective. Concret, este organizația care îi revine rolul de a colecta necesitățile de la celelalte unități de achiziții publice centralizate, de a organiza de asemenea procedura de atribuire ca atare și în plus de a asigura managementul sau administrarea, cum ne place nouă, cum ne simțim și mai confortabil să spunem în termeni practici, pentru ceea ce înseamnă rezultatul procedurii, respectiv acordul cadru sau sistemul dinamic de achiziții. Observăm astfel o degrevare semnificativă, să spunem, de efort la nivelul autorităților contractante beneficiare de servicii UCA prin raportare la un proces normal. Desigur, odată cu dezvoltarea unei unități de achiziții publice centralizate, aceasta are posibilitatea să folosească instrumente specifice pentru managementul acordului cadru și autoritățile contractante beneficiare au chiar posibilitatea să folosească cataloge electronice, ca să fiu directă precum EMAG-ul, să-și comande tot ceea ce are nevoie, ceea ce este efectiv în portofoliu unei unități de achiziții publice centralizate. Desigur, repet, autoritatea contractantă nu trebuie să mai organizeze nici o procedură efectiv, nu trebuie să treacă prin tot ceea ce înseamnă, să spunem, sistemul de achiziții publice. Rolul acesta este doar de a atribui contracte subsecvente sau comenzi sau orice se stabilește prin intermediul acordului cadru respectiv către cei care sunt semnatari ai acordului cadru. Sigur că oricât de expresiv am încercat să exprimăm acest concept, nu e neapărat că ne iese din punct de vedere grafic, însă ceea ce trebuie să reținem este că acest mod de operare a unității de achiziții publice centralizate aduce numeroase beneficii, beneficii pe care le vom trece și noi în revistă, imediat ce detaliem, să spunem așa, efectiv modul de operare a unității de achiziții publice centralizate și vedem în imaginea următoare
activitățile efective realizate de unitate de achiziții publice centralizate atunci când aceasta îndeplinește rolul de intermediar. Pentru claritate, modelele care sunt utilizate în România până în acest moment, toate funcționează pe principiul rolului de intermediar, pentru simplu motiv că organizarea unei unități de achiziții publice centralizate, să spunem așa, în sistem de ANPROSIST implică foarte multe resurse și foarte multe, multă experiență și logistică, iar noi suntem încă la început de drum din această perspectivă. Revenind, atunci când discutăm despre unitate de achiziții publice centralizate din rolul de intermediar, prima activitate spre care sunt îndreptate eforturile unității de achiziții publice centralizate se referă la colectarea necesităților de la autoritățile contractante beneficiare de servicii ale unității de achiziții publice centralizate. Și când spunem colectarea necesităților, rugămintea este să abordăm această activitate în contextul unei unități de achiziții publice centralizate. UCA nu colectează toate necesitățile pe care le are o unitate de achiziții publice, pe care le are o autoritate contractantă, ci doar cele ce sunt asociate produselor și serviciilor stabilite a fi achiziționate în sistem centralizat. Un alt pas relevant pentru ceea ce înseamnă activitatea unității de achiziții publice centralizate înseamnă realizarea unei analize și cercetări a pieței în mod sistematic și profesionist. Desigur că abordarea este că atunci când discutăm despre achiziții, întotdeauna să ne uităm la piață. Însă treaba unității de achiziții publice centralizate este să se uite la piață în mod sistematic. Cu alte cuvinte, unitatea de achiziții publice centralizate trebuie să înțeleagă întotdeauna, în orice moment, cum funcționează cererea și oferta pe piața pe care o adresează. Aceasta este de altfel și rațiunea pentru care unitatea de achiziții publice centralizate nu achiziționează tot ce este considerat a fi necesar pentru autoritățile contractante, ci doar o gamă concret stabilită, redusă, dacă putem să spunem așa, prin raportare la necesitățile autorităților contractate de bunuri și servicii. Și lucrurile se întâmplă de această manieră pentru că, repet, avem nevoie de efort semnificativ pentru a înțelege piața. În termen popular, noi spunem, informația este putere. În termen profesioniști, pentru ceea ce înseamnă realizarea de achiziții publice centralizate, traducem aceasta prin analiza și cercetarea pieței, repet, sistematic, pentru tot ceea ce înseamnă realizarea acestor achiziții centralizate. Desigur că nu este suficient să utilizăm efortul pentru a înțelege piața doar analizând informații. De asemenea, unitatea de achiziții publice centralizate, ca parte a procesului de pregătire a achiziției, întotdeauna încearcă să intre în dialog cu piața, să realizeze niște exerciții de consultare a pieței atunci când acest efort este justificat și este considerat ca fiind aducător de valoare pentru ceea ce înseamnă rezultatul procedurii. Pe ecran vedem în continuare numerotate activitățile 4 și 5. Acestea sunt specifice tuturor proceselor de achiziții publice, indiferent dacă discutăm de centralizate sau nu, și respectiv discutăm de ceea ce înseamnă pregătirea efectivă a achiziției, derularea achiziției și încheiem activitățile asociate unei unități de achiziții publice centralizate cu monitorizarea modului de implementare a instrumentelor utilizate. Cu alte cuvinte, monitorizăm modul în care este implementat fie acordul cadru, fie este instrumentat sistemul dinamic de achiziții. Am discutat până acum despre ceea ce înseamnă conceptul efectiv de unitate de achiziție publică centralizată. Am înțeles care sunt activitățile realizate de unitate de achiziție publică centralizată și modelul, să spunem așa, îmbrățișat la nivelul administrației din România. Haideți să trecem în revistă împreună câteva dintre avantajele și beneficiile acestui concept. Vă mulțumesc frumos. Ne vedem la finale.
Continuăm cu ceea, cum am precizat, cu ceea ce înseamnă avantajele și beneficiile oferite de implementarea acestui concept. Desigur, trebuie să ne uităm la aceste avantaje și beneficii din mai multe perspective și prima perspectivă este cea, întotdeauna ceea ce ține de resursele financiare. Așa că este de așteptat ca această unitate de achiziții publice centralizate să merite efortul din perspectiva economiilor, dacă putem să spunem așa, furnizate bugetului administrației locale. Și când spunem economii, nu ne gândim neapărat la un preț redus, pentru că intenția este să realizăm achiziții în condiții de eficiență economică și socială. Asta înseamnă că avem nevoie de o perspectivă pe termen lung și gândim întotdeauna din perspectiva reducerii costurilor la nivel de administrație publică locală. Desigur, ne permitem, atunci când discutăm despre unitate de achiziții publice centralizate, să spunem că obținem economii de costuri, pentru că implicit, în momentul în care eu, ca și unitate de achiziții publice centralizată, colectez necesități, automat sunt mai relevant într-o tranzacție pe piață, în consecință este de așteptat să obțin un preț mai bun, ca urmare a poziției pe piață într-o tranzacție. Desigur că atunci când realizăm achiziții centralizate, din start evităm, de exemplu, duplicarea costurilor. Fiecare autoritate contractantă își satisface în continuare necesitățile, asta înseamnă că la fiecare autoritate contractantă o persoană este preocupată cu derularea unei achiziții, indiferent ce formă e această achiziție, dacă o numim directă sau simplificată sau cum este necesar să o numim. În momentul în care realizăm această centralizare, reușim să evităm eforturile consistente și semnificative realizate la nivel de autoritate contractantă pentru ceea ce înseamnă planificarea și derularea unei achiziții. Și pentru că, după atâta vreme, bănuiala mea este că mintea tuturor este ideea și eu ce o să fac atunci, unitatea de achiziții publice centralizate nu este despre reducerea costurilor prin eliminarea personalului din achiziții publice, în general. Achizițiile publice centralizate sunt instrument pentru eficientizare, permițând unui profesionist în achiziții să aloce o parte a timpului său pentru ceea ce înseamnă realizarea de achiziții relevante pentru autoritatea contractantă respectivă, mai puțin cele care fac parte din, să spunem așa, din portofoliul unității de achiziții publice centralizate. Și mi-ar plăcea să cred că astăzi, 18 iulie, când discutăm despre, nu, 20, pardon, de Sfântul Ilie, astăzi, când discutăm despre aceste aspecte, nu merită să sperăm la miracole, precum cu Sfântul Ilie, dar ceea ce este sigur este că putem să înțelegem că în aceste condiții de volatilitate a pieței, în acest context, pentru ceea ce înseamnă întreruperile pe lanțul de aprovizionare, este extrem de important să înțelegem piețele pe care facem tranzacții. Asta este rațiunea pentru care unitatea de achiziții publice centralizate ajută toate autoritățile contractante să meargă înainte, ajută autoritățile contractante să-și concentreze eforturile de care dispun, resursele de care dispun pentru ceea ce înseamnă îndeplinirea celorlalte obiective. Cu alte cuvinte, nu trebuie să transformăm în viața de zi cu zi, în gândurile noastre, acest impact pozitiv al implementării conceptului într-o preocupare pentru ceea ce înseamnă siguranța și securitatea profesioniștilor care își desfășoară activitatea în achiziții publice. Nu este cazul să ne preocupăm de astfel de aspecte. Așa cum am precizat, profesioniștii în continuare își vor face treaba la nivelul autorității contractante pe aspectele relevante pentru autoritatea contractantă respectivă, în timp ce unitatea de achiziții publice centralizate aduce beneficii semnificative pentru ceea ce înseamnă profesionalizarea personalului care își desfășoară activitatea în unitatea de achiziții publice centralizate.
Și cu toții știm că atunci când facem un lucru de mai multe ori, de fiecare dată învățăm din aspectele respective, atunci când facem o activitate repetitivă, ne perfecționăm constant. Aceasta este și rațiunea pentru care unitatea de achiziții publice centralizate permite o profesionalizare a personalului din unitatea respectivă. Automat, printr-o cercetare sistematică a pieței, întotdeauna voi avea o mai bună cunoaștere a pieței și voi avea posibilitatea să fac schimb de informații cu toți ceilalți specialiști. Desigur, avem posibilitatea să utilizăm achizițiile publice centralizate și pentru obținerea de beneficii instituționale, în special cele ce derivă din reducerea probabilității de apariție a contestațiilor. Unitatea de achiziții publice centralizate, fiind cea care organizează procedura și cea care derulează procedura, este cea care, să spunem așa, are și rolul de a răspunde eventualelor preocupări formulate în contestații de operatori economici participanți la procedură. De asemenea, merită să ne uităm la unitățile de achiziții publice centralizate ca și instrumente ce permit implementarea politicilor stabilite la nivelul Uniunii Europene în alte domenii și mă refer explicit aici, dacă putem să spunem, la ceea ce reprezintă chestiuni legate de verde, de digital. Sigur că, așa cum am precizat astăzi, 20 iulie, pare contextul puțin deplasat, când necesitățile par a fi cu totul și cu totul altul la nivel de individ sau la nivel de autoritate contractantă, dar deocamdată toate aceste aspecte par avea un caracter temporar și merită deocamdată să ne concentrăm pe ceea ce înseamnă aspectele legate de eficiență economică prin implementarea politicilor deja stabilite. Cam acestea au fost câteva dintre avantajele și beneficiile, să spunem așa, identificate în urma experienței stabilite în toate celelalte state membre la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește achizițiile publice centralizate și pentru că conceptul este universal, este foarte normal să avem parte de aceleași avantaje și beneficii și la noi acasă, și în România, și în județul Vrancea. Continuăm cu o scurtă trecere în revistă a modelelor de organizare a unităților de achiziții publice centralizate la nivel local în cadrul Uniunii Europene. Am înțeles, să spunem așa, că în România acest concept este relativ tânăr, dar că există o experiență semnificativă în alte state membre în ceea ce privește implementarea conceptului. Ce vedem în acest moment pe ecran este o reprezentare a modului în care sunt percepute achizițiile centralizate, respectiv achizițiile în comun la nivelul Uniunii Europene. Deși îmi dau seama că poate de la domniile voastre imaginea nu este efectiv foarte clară, nu dau seama cum se vede exact pe ecran, dar ce este certitudine este că media la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește realizarea achizițiilor centralizate este undeva în jur de 10%, în timp ce noi ne situăm încă la un nivel relativ mic, undeva între 1 și 2% pentru ceea ce înseamnă centralizarea achizițiilor. Cu alte cuvinte, deși suntem la început, avem, să spunem, posibilitatea, prin implementarea acestor unități de achiziții publice centralizate, să reușim să ne apropiem de ceea ce înseamnă media la nivelul Uniunii Europene. Desigur, această medie este realizată, așa cum am precizat, de, să spunem așa, de state membre cu vechime în ceea ce înseamnă realizarea achizițiilor centralizate. Și dacă este să ne uităm la ceea ce se achiziționează la nivelul unităților de achiziții publice centralizate în celelalte state membre, observăm în acest moment pe ecran o trecere în revistă a categoriilor de achiziții pe care le realizează unitățile de achiziții publice centralizate din celelalte state membre. Concret, imaginea face referire la categoriile de produse și servicii achiziționate de 12 unități de achiziții publice centralizate din diferite state membre ale Uniunii Europene.
fără a intra în detalii, observăm de fapt la o privire de ansamblu că tot ceea ce înseamnă categoriile enumerate acolo privesc efectiv funcționarea sau operarea de zi cu zi a unei organizații, indiferent dacă discutăm de o autoritate contractantă sau de o autoritate de o organizație din sectorul privat. Cu alte cuvinte, dacă ne uităm pe ansamblul acestei categorii de achiziții, ne este clar că intenția este de agregare a produselor și serviciilor care sunt necesare în cantități relativ mici la nivel de organizație și care, odată cu centralizarea acestora, permit întărirea poziției cumpărătorului pe piață.